Nu-l voi amenda pe Dorinel pentru că nu se prezintă la antrenamentele echipei, că nu vreau să-l șicanez. Dar nu-l vom lăsa să plece dacă acea clauză de reziliere nu va fi plătită. La Argeș Cluj poate va juca pentru noi și va fi antrenorul celor de la FC Argeș, a glumit Mureșan. Fițurcă nu e deranjat de culmea fotbalului. Jucător la gazde, antrenor la oaspeți. Dorinel Munteanu este somat să se bată pentru titlu de noul său patron. Dacă va juca la Pitești, băieții l-așteaptă. Eu cred că fiecare echipă care începe un campionat ar trebui să gândească să câștige titlul. Nu s-a mai câștigat de pe vremea lui Dobrin. Probabil că nu s-a mai câștigat nici acum foarte repede, dar noi suntem pregătiți să muncim să ajungem și acolo. Dacă domnul Penescu refuză să plătească clauza, îi voi cere banii și pentru jucătorul Dorinel Munteanu. Nu doar cei 200 de mii pentru antrenorul Dorinel Munteanu, spune Mureșan. Nu mai suntem în vremea sclavagismului. Acum, dacă omul a vrut să plece de acolo, în mod normal, ar fi trebuit să-i dea drumul. Domnii de la Cluj spun că vă vor lăsa să plecați la Pitești, manager general, că n-au ce să vă facă, dar jucătorul Dorinel trebuie să joace la CFR. Da, dacă este în avantaj CFR-ul cu acest lucru, ce să spun? Ați acceptat postul de manager general? Da, așa este. De ce nu antrenor? Păi nu se poate antrenor.